În Olt, culturile de porumb sunt compromise pe mari suprafețe. Căldura excesivă și lipsa de precipitații sunt principalele motive, a declarat directorul adjunct al Direcției Agricole Județene pentru Agerpres. Primii fermieri care au notificat despre faptul că le-au fost afectate culturile de porumb și floarea soarelui sunt cei din Piatra Olt, unde au fost prezenți pentru constatări reprezentanții DAJ. Peste 236 de hectare sunt declarate calamitate după ce o echipă formată din reprezentanți DAJ și APIA au constatat realitatea din teren. Căldura excesivă și precipitațiile insuficiente au dus la compromiterea culturilor. Acestea nu s-au mai dezvoltat în parametri, porumbul a început să se usuce. Reprezentantul DAJ Olt a menționat că în jumătatea sudică a județului culturile de porumb sunt calamitate complet, mulți fermieri interesându-se în ultimele zile de procedurile privind constatarea calamităților. Fermieri din Rusănești, Brastavățu, Vișina, Corabia urmează ca să anunțe administrațiile locale și vor face notificări privind calamitățile pe blocul fizic. Primăriile vor întocmi un operativ pe care îl vor transmite la DAJ Olt, unde vor fi formate echipe împreună cu reprezentanți APIA, în vederea deplasării în teren pentru constatarea și evaluarea situației de fapt. Din semnalele din teren reiese că porumbul e compromis total în zona de sud, de la Stoienești până la Vișina. Tot ce înseamnă cultură de porumb neirigat este compromisă din cauza căldurii excesive și a umidității insuficiente, a declarat reprezentantul Direcției Agricole Județene. Fermierii sunt într-o mare dificultate în condițiile în care și la cereale producțiile au fost mai mici față de anul trecut, iar prețul acestora a rămas scăzut. Agricultorii au credite, au investit pentru culturile de porumb și floarea soarelui și acum le văd compromise. Mulți solicită informații la administrațiile locale despre procedurile privind constatarea calamităților și susțin că porumbul a fost total compromis, mai ales cel neirigat. În județul Olt, suprafața cultivată cu porumb este de peste 80 de mii de hectare, iar cea de floarea soarelui este de aproape 90 de mii de hectare.